Continuăm previziunile astrale pentru duminică. Balanță, dacă vă aflați în fața unei dileme sentimentale și sunteți nevoiți să luați o hotărâre, acum este momentul. Aveți ocazia să puneți în aplicare planuri mai vechi și să vă ocupați de problemele de sănătate minore. Scorpion, este momentul să vă ocupați de problemele materiale. Astăzi aveți posibilitatea să le rezolvați. Nu este exclus să vi se propună o afacere. Nu neglijați nici odihna. Săgetător. Viața de familie poate cunoaște astăzi o schimbare minunată și trebuie să te adaptezi din mers ca să nu pierzi acel moment superb. Copiii sunt în centrul atenției, iar atmosfera aceasta îți priește de minune. Capricorn. După amiază s-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu o rudă mai în vârstă, dar reușiți să lămuriți toate neînțelegerile. Ar fi bine să evitați călătorile lungi și să nu vă extenuați. Vărsător. Se anunță schimbări importante în viața dumneavoastră, mai ales pe plan social și sentimental. Este o zi bună pentru consolidarea prieteniilor și pentru a încheia parteneriate și asocieri. Pești. Aveți multă energie și reușiți să finalizați tot ce v-ați propus. Relațiile cu persoana iubită sunt puțin tensionate, dar situația revine la normal spre seară la o întâlnire cu prietenii. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!